Ne ascultați pe 98,3 și bucureștefm.ro, ne urmăriți și pe pagina de Facebook București FM. Miercuri, în săptămâna mare pentru ortodoxi, suntem și ne întâlnim cu doamna doctor Mihaela Bilic, medic nutriționist. Bine ați venit la București FM, doamna doctor! Bine v-am găsit! Știți și știe toată lumea cum se spune, ești ceea ce mănânci, așa că mă gândesc că haideți să vorbim despre ce înseamnă să mâncăm inteligent. Că nu cred că se supără cineva dacă îi spunem că vrem să fim inteligenți. Da, cred că cuvântul inteligență e prea mult spus. Eu aș spune, nu știu, cu măsură, moderat, cu bun simț. Haideți să zicem cu bun simț. Poate că e chiar mai bine, cu bun simț, da, așa bun să fie. Simț, da. Se apropie sărbătorile pascale și multă lume, destulă lume, ține post în aceste zile. Nu toată lumea. Și vreau să vă întreb pentru început, care este diferența între unii și alții, cei care țin post și cei care nu țin post, atunci când se vor așeza la masa de Paști? E greu pentru organism săracul, după ce a ținut post și a fost obișnuit să digere lucruri mai ușoare, tot ce înseamnă produse vegetale sunt mai ușor de digerat, dacă n-au fost, bineînțeles, stropite cu ulei din belșug. E greu să-l așezi la o masă plină de proteine, cum este cea de Paște, de la ou, drob, friptură, totul e cu carne și multe proteine și... Nu realizăm, de asta vorbeam de bunul simț la început, nu realizăm că bietul organism are și el nevoie de câteva, nu, hai să nu-i zicem zile, dar măcar ore de readaptare și să-i dăm un pic de răgaz sau, mă rog, să avem un pic de răbdare cu el, pentru că altfel ne plângem că ne-au căzut greu la digestie, dar proteinele chiar stau mai mult timp în stomac, chiar necesită timp pentru desfacerea lor în bucățele mici de aminoacizi. Țin cel mai bine de foame din cauza asta. Iată, totul vine, totul în viață și cu bune și cu rele. Țin bine de foame, dar țin stomacul plin mai multe ore și avem nevoie de pauze între mese. Ori românul în astea două zile ar fi nu se prea ridică de la masă. Sper din tot sufletul să se facă frumos afară și să ne îndemne soarele să mai ieșim din casă. Pentru că dacă nu încercăm să mâncăm totul la o masă și mai facem, eu știu, o pauză de 3-4 ore între mese, chiar cu siguranță vom supraviețui și acestui Paște. nu cred că se pune problema de supraviețuire. Este foarte da. Mult vorba despre poftă și despre dorință și despre... Devenim despre toți așa un pic copii. Noastră. Da. Nu, și despre mintea noastră, care e teribilă la capitolul fantezii și idei. Din păcate, mintea nu simte, ea are doar idei, cum spuneam. Corpul, bietul de el, are și receptorii și simțurile și senzațiile, numai că pe el de multe ori îl ignorăm și când se plânge, sau mă rog, trebuie să treacă un semnal de alarmă suficient de puternic ca să-l băgăm în seamă, altfel suntem seduși de povestile și dorințele minții și atunci ne comportăm, aș spune că tot vorbeam de copii, un pic infantil, adică abia după ce am comis-o ne pare sau mă rog, ne doare. Exact. Ne doare. Ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme mă face să cred că obiceiul acela ca după slujba de înviere să mergi acasă și să te repezi direct, să ciocnești ouă și să mănânci ceva și încă ceva și încă ceva, nu e cel mai bun lucru pe care l-am putea face. Da, ar trebui măcar să ne pregătim cu niște enzime digestive înainte să le luăm, apoi să, nu știu, un pic de grijă, pentru că e o chestiune strict de cantitate și de, iată, mai ales dacă am ținut post, de pauza pe care am avut-o și e un lucru firesc, trecerea bruscă de la o alimentație cu, nu știu, cartofi și lobodă la una cu friptură și ouă, e clar că ne dă un pic de disconfort, dar haideți să ținem carnea și ouul ca un fel de condimente, dacă m-aș putea exprima așa, atâta vreme cât încă mai păstrăm în farfurie jumătate din suprafață sau jumătate din cantitatea din farfurie să fie reprezentată cu legume, putem să mâncăm și partea de proteine și chiar am face-o într-un mod corect,
proteinele n-ar trebui să depășească 25% din suprafața unei farfurii și atunci, dacă mâncăm, iată, felia de drop cu un castron mare de salată verde, e ok, n-am greșit cu nimic, frunzele alea umplu stomacul și ne mai temperează un pic din lăcomie, că asta e beleaua cu stomacul nostru, nu știe să numere caloriile, el este impresionat doar de volum. Și atunci oul este cel mai prost exemplu, pentru că în 80 de calorii și în dimensiunea aceea micuță de 50-60 de grame, este un concentrat de nutrienți și de proteine de primă calitate. El, dacă suntem atenți un pic, vedem că ne dă o sațietate teribil de mare și de eficientă pentru cât de puține calorii are și ce volum mic are. Dar noi asta cu sațietatea nu prea o băgăm în seamă, noi avem nevoie de volum. Ochii noștri, iată, capul, trebuie impresionați prin volum. Și atunci punem multe frunze și mestecăm mult și iată felia de drob. În loc de 3 felii poți să mănânci una singură. Când ajungem la friptură, la fel, punem o salată mare și mâncăm și felia de friptură. Nu-i nicio problemă. Ciorba este, din nou, un fel de mâncare în care, să spun așa, volumul mare de apă diluează foarte mult concentrația de calorii. Stufatul înseamnă iarăși multe verdețuri și mai puțină carne. Deci sunt chestiuni, aici aș spune, de istețime, cum anume să sporim volumul farfuriei, să fim satisfăcuți de cantitate, dar partea consistentă să nu fie majoritară, pentru că altfel, dacă nu pui lângă fie cartofi, fie salată, și te-a pus să mănânci toată pulpa de miel din tavă, o, Doamne, cu siguranță intră. Adică intră pentru un stomac gol, intră. Dar după aceea bietul stomac are 2 zile de digerat. Ești ca șarpele boa care apoi trebuie să ia o pauză. Da, nu cred că este ceea ce am vrea. Înțeleg că cuvântul magic este salată, mai ales da, pe lângă verdețuri. Și verdețuri, pe lângă aceste da. Mâncăruri considerate oricum grele, și friptura, și drobul, și ouăle, cozonacul, pasca și toate adunate sunt complicate. Oricum mi se pare că paștele un pic mai, chiar stăteam și discutam în cadrul unui alt interviu, dacă o luăm așa și dăm la o parte partea de pâine, să zicem că nu mâncăm pâine în zilele astea, aș spune că la limită este ca o cură de slăbire, că avem ou cu legume, dar ou fiert, oul prin definiție este alimentul perfect de slăbit, că ziceam de el că ține de foame pentru minim de calorii. La fel, drobul este cu organe fierte, multă verdeață, e făcut la cuptor, nu avem niciun stres acolo. Friptura la cuptor? Friptura e la cuptor și ea, toată grăsimea rămâne în tavă. Deci, spre deosebire de Crăciun, unde avem mezeluri, cârnați, eu știu, salata de bœuf, sarmalele, aici suntem feriți de aceste, să zic, ispite alimentare. Deci am putea să o considerăm ca un fel de dietă proteică, carne cu salată, ceea ce știe toată lumea că se prescrie în cura de slăbire. Toată lumea slăbește cu carne și salată. Iată, putem transforma Paștele într-un bun prilej de a debuta primăvara asta cu în formă și să o tot ținem așa până la vară, când de atâta căldură ne pierde pofta de mâncare. Doamna doctor, cred că o să fiți citată după această declarație. Iată cum da, meniul putem. De Paște poate să fie da. O dietă de slăbire. Da, dar da, e adevărat. Condiția să nu punem lângă pâine, cartofi, maioneză pe ou, iată, astea sunt belelele, să nu introducem, că așa mă amuzam, să nu introducem salata de bœuf și sarmalele în meniul de Paște, că sincer nu prea... Exact, că se cam amestecă. Okay. Da. Da, exact. Iar la capitolul pască cozonac, dacă o ținem așa ca un fel de răsfăț unic în zi, nu știu, că e în cursul după amiezii, că e seara și bem o cafea cu lapte și mâncăm o felie de pască, credeți-mă, deci nu văd de unde ar veni kilogramele în plus și problemele. Dar baza noastră sunt verdețurile, cruditățile, frunzele, legumele, umplesc farfuria cu ele, că acolo e și sănătate și apă, adică apă, fibre, calorii zero. Doamne, așa că s-a scumpit uleiul, dacă pot să fiu răutăcioasă. Să găsim partea plină a paharului, da, în scumpiri. Învățăm să nu mai punem atât de mult ulei în cratiță, chiar dacă e vegetal, prea mult omega-6 face inflamație, nu e nimic bun acolo.
câteodată, iată, chiar și prețul poate să te determine să fii un pic mai cumpătat. Doamna doctor, ce contează mai mult? Cantitatea, cât de mult mâncăm sau cum combinăm alimentele între ele, asocierile pe care le facem? A, nici nu se pune problema, cantitatea este unica, să spun, unicul element care influențează silueta. Putem să combinăm, adică putem să mâncăm totul la o masă, putem să împărțim în 5 mese, putem să le disociem. În momentul în care este cantitatea mică, nu mai contează că e vorba de cartofi prăjiți, de merdenele sau șnițel. Adică când e puțin, dar puținul ăsta, avem o problemă cu puținul. Da, definirea puținului. Definirea puținului, da, este cel mai amuzant este să asiști sau, mă rog, să pui să vorbească despre mâncare și despre puțin persoane opuse, adică cineva care vrea să slăbească și cineva care vrea să se îngrase. Și abia atunci nici măcar nu mai ai nevoie să mai vii tu cu recomandări din exterior, pentru că vedem și asta este năucitor cum suntem noi construiți ca oameni. Realitatea e aceeași, dar noi ne raportăm la ea diferit. Deci în momentul în care ești mâncăcios, pofticios, ai probleme de kilograme în plus, puținul tău nu este așa de puțin, chiar ne exprimăm și am observat asta, tendința este să folosim diminutive. Deci întotdeauna pentru noi este feliuță, brânzică, totul, deci totul este mic. Da? În schimb, în partea cealaltă, persoanele care își doresc să se îngrase, dar ce să vezi, când se referă la mâncare, nu numai că nu au atracție, efectiv, aproape că îți pierde și ție apetitul când vorbesc ei despre mâncare, nu le plac mirosurile, nu le plac lucrurile grase. Deci totul ăla este o greață și se vede că nu sunt atrași de mâncare. Pentru ei, lucrurile se hiperbolizează, așa, adică când vorbesc despre mâncare, spun, vai, am mâncat și ciocolată. Deci nu contează că a fost un pătrățel și ăla înghițit cu noduri. Pentru ei este, vai, am mâncat și ciocolată, vai, m-am umflat de nu știu, asta nu mai intră. Deci totul este o tragedie și o dramă, iar ar face orice în afară să mai bagi o gură de mâncare în gură. Și atunci îți dai seama că puținul unuia e foarte diferit de puținul celuilalt. Aceeași realitate văzută diferit prin ochii fiecăruia, categoric. În funcție de cum percepe lucrurile. Da, foarte interesant. Relația asta pe care o avem, dacă avem o relație afectivă cu mâncarea, e ca într-o relație de, nu știu, de cuplu, da? Deci vei vedea numai părțile bune, vei fi atras de persoana respectivă, chiar dacă, iată, te umflă și te învinețește, să zic așa. În schimb, când ai o relație rece și distantă cu mâncarea, închipuiți-vă cum vă comportați față de o persoană pe care nu o agreați. Da? Deci eviți orice contact cu ea. Toate, să zic așa, lucrurile sunt distante. Ai face orice numai să o eviți. Cine are o astfel de relație cu mâncarea, nu are cum să se îngrașe, culmea, și dacă își propune. Este la fel de mare efortul ca atunci când vrei să slăbești, pentru că ție nu-ți place mâncarea. Și atunci, ok, faci un timp efortul ăsta, dar atunci când obosești, revii la ceea ce ești, adică un om căruia nu-i place mâncarea. N-ai cum să te îngrași dacă nu-i iubești. Doamna doctor, o fi bine pentru kilogramele care nu se acumulează, dar sincer prefer o relație prietenoasă cu mâncarea. Da, altfel da. Mi se pare tare, nu știu, ciudat, trist. Da, așa este. Dar oamenii care nu iubesc mâncarea, chiar mie mi se par mai trist. Sau, mă rog, sunt de obicei introvertiți, foarte, nu știu, dornici de control, destul de rigizi și de duri și cu ei și cu cei din jur, perfecționiști, deci nu e nicio bucurie acolo. Da, de fiecare dată în viață, bunele și relele care compensează. Vin la pachet. Am auzit pe cineva, o persoană publică, afirmând așa, gătitul excesiv este o formă de anxietate. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Depinde dacă doar gătești și îți consum prin asta, să zic, e ca un hobby. Nu îl consider mai rău sau mai periculos decât sau mai ciudat decât alte hobby-uri. Important este dacă mănânci sau nu. Pentru că dacă gătești și pui pe alții să mănânce și tu prin asta te-ai satisfăcut într-un fel dorința de contact cu mâncarea și nu te îngrași, și aici mi se pare pericol, că ești anxios sau nu, e mai puțin important. Problema este să nu transform mâncarea într-un element care îți umple viața și timpul, pentru că vine cu calorii.
Dacă e doar gătit, faci poze și o dai prietenilor, de ce nu? Măsură și aici. Da, cumva. Dar altfel, în momentul în care gătești și ai mâncare în casă, eu mă uit tot timpul când fac, nu știu, o dată pe lună poate fac o tavă de prăjitură. E, în următoarele zile e clar că voi mânca de două ori sau de trei ori pe zi, pentru că o am. Altfel, dacă n-aș avea, nici prin cap nu mi-ar trece să mă duc să cumpăr. Tentația deci există, da. Dacă ai, vei mânca. E foarte, foarte... E o capcană acolo. Ați pomenit de prăjitură și mi-am adus aminte. Cozonacul și pasca, cărora de multe ori în perioada asta li se adaugă și prăjituri sau poate tort, înseamnă foarte mulți carbohidrați. Mai devreme ați spus că, sigur, putem să mâncăm o felie de cozonac sau de pască cu o cafea cu lapte, inclusiv după amiaza sau seara. E ok? Nu avem acolo o problemă? Păi, ar fi absurd să credem că putem scoate carbohidrații din viața noastră, iată, e mai de, adică să rămâi doar cu proteine și legume e chiar trist, e mai trist decât dacă n-ai mâncat. Categoric nu, dar de obicei mi-am adus aminte că se recomandă exact cozonacul și carbohidrații de dimineață. N-are problemă momentul zilei, de ceea ce putem face prin mișcare sau consuma prin mișcare, e undeva la sub 300 de calorii pe zi. Important este să fie într-un moment în care să te bucure, să ai poftă și foame, da? Pentru că altfel s-ar putea, dacă începi de dimineața, să ți se deschidă apetitul pentru toată ziua. Cel mai bun moment să mâncăm ceva dulce, așa cum a fost studiată anatomia și secreția noastră de hormone, ar fi momentul ăla de după amiază, când s-a și inventat ceaiul de la ora 5, undeva pe la un 4-5, suficient de la distanță de masa de seară, cât să mai reziști până, iată, la 7-8 când vei mânca masa de seară. Și este și un moment în zi în care ai nevoie parcă așa un pic de o doză de bine. Altfel, dimineața are o dinamică destul de agitată și poți mai ușor să uiți de toate poftele. Iar spre seară, câteodată, dacă n-ai mâncat carbohidrați de-a lungul zilei, nu prea poți să adormi, că creierul nu uită că nu i-ai dat nimic bun și s-ar putea să te învârți prin casă fără scop, așa neștiind de ce ești mai agitat decât trebuie. Iarăși... acolo e un moment, să zic așa, delicat. Înainte de adormit, s-ar putea să prindă bine. Dar important este să rămânem, dacă am rămas la o singură doză în zi, așa de plăcere și de un fel de comfort food, cum dau dulciurile, suntem ok. Să știți că și asta este o veste foarte bună pentru noi toți cei care ascultăm, pentru că în general asta se întâmplă. Dimineața și orele prânzului trec cu foarte multă agitație și foarte multă treabă. Problemele încep după amiaza și seara. Absolut. Acolo absolut. Unde cei mai mulți nutriționiști sau cei care ne recomandă diverse feluri de a mânca sănătos interzic aceste lucruri. Nici vorbă, nu e voie să mai mâncați carbohidrați sub nicio formă. Uite că nu arată lucrurile sunt chiar lucruri, așa. Da, sunt lucruri un pic scoase din context și dacă nu îi dai unui om soluții care să poată să le pună în practică în această, nu știu, căutarea noastră de perfecțiune, de fapt eșuăm. Punct. Și atunci omul respectiv nu poate și se alege praful. Pentru că frustrarea e mare. Exact. Și atunci dacă nu îi oferă o soluție de compromis, pentru că aici e să alegem rău, cel mai puțin rău, pentru altfel cum să credem vreodată că nu mai mâncăm carbohidrați o viață? E chiar absurd și nesănătos. Și atunci dă-i posibilitatea omului respectiv să își aleagă momentul în care lucrul ăsta să-i pice bine și să se bucure maxim de el. Și abia atunci va ști să-l folosească ca pe un joker, da? Așa, dacă tu îl infantilizezi și spui că ori mănânci dimineața, ori deloc, chestiunea asta, sincer să fiu, mi se pare chiar și ușor absurdă. Adică, cine a zis, cum am putea crede că dimineața avem un metabolism și seara altfel? Că organismul nu funcționează pe o singură zi. El face media din tot ce înseamnă consum, aporturi, pe 3-4 zile, câteodată pentru unele substanțe nutritive, chiar pe o săptămână, pe o lună. Deci noi nu funcționăm azi pentru azi. E ca și cum, că de multe ori mai sunt și aceste mituri ridicole, ca și nu pot să le spun, că femeile care alăptează trebuie să mănânce, Doamne iartă-mă, nu știu ce,
în ce fel studiat și sofisticat, pentru că acolo de asta depinde calitatea laptelui. Exact. Ei bine, ferească Dumnezeu să fie așa, ce ne-am face cu cei care sunt sărași, cu femeile care sunt în pușcărie și care tot alăptează, cu cele, adică chiar nu, natura n-a lăsat la buna noastră, nici nu știu, voință, astfel de lucruri importante. Da? Calitatea laptelui la mamă, cum e și calitatea oului la găină, nu poate fi influențată de faptele noastre. Altfel, dacă nu ne hidratăm, nu e suficientă cantitate, că avem nevoie de apă, dar altfel laptele îl face corpul nostru într-o formulă perfectă pe care doar natura o controlează și este din depozitele de grăsime ale mamei. Adică sunt multe... de cum din ce mănâncă astăzi. Multe... Multe mituri perpetuate aiurea, false mituri perpetuate aiurea, de fapt. Da, doamna doctor. Trebuie un pic explicat, complexitatea organismului și a metabolismului depășește chestiunile astea ridicole, că acum e ceasul 5 și nu mai mâncăm și acum e ceasul 11 și trebuie să mâncăm. Nimic nu trebuie în privința mâncării. Singurul lucru de care trebuie să avem grijă este acest echilibru sau această cantitate pe care cât de cât corpul nostru s-o poate repartiza pe mai multe zile. Chiar se numește, chiar e un lucru înțelept, să zicem, uite, cum vine acum Paștele, da? Dacă știi că ai 3-4 zile în care vei mânca mai mult, în zilele dinainte și, bineînțeles, și în zilele după, dacă n-ai reușit să compensezi, mai dai cu salată, cu ciorbă, cu iaurt, cât să păstrezi din bugetul de calorii și să-l aloci în zilele cu evenimente culinare mai grele. Și apoi, din nou, să compensez cu câteva zile în care să aportul să fie mai mic. Tocmai pentru ca media să fie una bună și să nu fie nicio schimbare pe cântar. Sună deci foarte logic. Da, nu ne îngrășăm într-o zi și nu slăbim într-o zi. Important este să ce facem în 80% din timp, nu excepțiile. Al treilea element pentru care ne bucurăm începând din acest moment, din ceea ce ne-ați spus. Deci, rezonabil ar fi să mâncăm câte puțin din toate. Asta exact. Ar fi ideea de bază. Da, fără... absolut, și să le împărțim. Da, drobul, cașul, în partea de dimineață, să zicem ca un mic dejun, avem ciorbă și, eu știu, friptură sau stufat la, după prânz, avem friptură cu salată seara, deci avem o zi întreagă în care avem timp să le mâncăm pe toate. Nu e că dacă n-am mâncat totul la o masă, ni se confiscă mâncarea. Și apoi mai e o vizită, mai e o ieșire. Oricum va fi despre mâncare. Și dacă n-ai mâncat tot pe toată la tine acasă, oriunde ai merge, tot la masă vei fi pus. Da, pentru că asta e tradiția noastră. Nu așa, e panică. Sărbătorim. Da. Doar panica nu trebuie să ne mai bântuie. Că în rest vom avea ce să mâncăm. Nu e problemă. Cu siguranță. Nu e problemă. Dumneavoastră recomandați ciorba noastră tradițională întotdeauna, absolut, nu în perioadele de sărbătoare, ca un aliment care ar trebui să nu ne lipsească, că e foarte bun. Nu numai că este bun, dar este exact cum spuneam mai devreme despre frunze și verdețuri, să ne umple farfuria. Asta face ciorba când nu știi cum să, sau mă rog, ne e foarte greu să mâncăm doar jumătate de porție, greu să lași în farfuria, iar porțiile noastre sunt generoase la români. Când nu știi cum să înjumătățești o porție, atunci trebuie să te gândești că ciorba va fi întotdeauna un fel de jumătate din felul 2 cu foarte multă apă. Deci dacă noi luăm dintr-o ciorbă partea de, să zic, substanță uscată așa, indiferent că e cartof, că e orez, că sunt, eu știu, că e fidea, că e carne sau fasole, boabe sau afumătură, întotdeauna cantitatea aia de, să zic, parte solidă va fi foarte mică. Dacă ai pune într-o farfurie de felul 2, nu e nici jumătate de porție. Ce face ciorba? Umple totul cu apă. Și atunci este genială, ține stomacul plin mai mult decât un felul 2 și are doar jumătate din numărul de calorii al unui fel 2. Indiferent că sunteți la restaurant, că sunteți într-o vizită, deci folosiți ciorba ca un fel de tampon, ca un fel de soluție de a umple stomacul cu apă și apoi de adevăratelea, oricât spui tu și începi să și crezi, dar de adevăratelea vei putea mânca mai puțin la felul 2, pentru că stomacul va fi plin. Asta vă spuneam, el are nevoie de volum. Frunzele, verdețurile și apa din ciorbă îl umplu și asta au știut bunicii noștri dintotdeauna, se începea masa cu o ciorbă. La francez, de exemplu, se începe cu o salată. Ei nu mănâncă salata cum mâncăm noi ca un fel de, nu știu să zic, garnitură la friptură. Ei mănâncă salata prima pe același principiu. Cum să umplem stomacul ăla gol și înfometat cu niște frunze, fibre și apă, ca la felul 2 să fim mai ponderați.
Deci foarte inteligent. Da. Deci când am început masa cu o ciorbă, cu siguranță, dacă m-au trecut și 10 minute, la felul 2 vom fi semisătui și mult mai ușor de, să zic, ne e mai ușor să ne controlăm, da? Deci n-o să ne năpustim asupra felului 2. Doamnelor, și în cura de slăbire, de adevăratele ciorba poate fi fel unic. Adică putem să mâncăm doar ciorbă, o ciorbă, un castron mare, două, trei polonice, da? Deci nu așa... cu de toate, da? Putem pune în ea de toate, este și echilibrată din punct de vedere nutrițional, are toate categoriile de alimente ca ingrediente și ne-a umplut burta, trei ore suntem rezolvați. Deci cura cu ciorbă sau, cum zic italienii, cu minestra, este cum să... nici măcar nu mai trebuie pusă în cărțile de nutriție, o chestiune, din nou, de bun simț al omului care vede pe pielea lui că nu trebuie să duci la nutriționist să-ți dea alimente permise și interzise, pune mâna și mănâncă ciorbă dimineața, prânz și seara, și să vezi cum slăbește și e ieftin. Și ce că simplu e. Da. Doamnelor, treceți pe lista de cumpărături și de gătit ciorba, neapărat, că iată și este... borș. Și cu borș. Că asta e bun. Și cu leuștean, că tot a venit primăvara, da. Avem, iată, și probiotice naturale. Deci foarte bun. Foarte bun. Tradițiile sunt adevărate. Nutriționiștii au cam încurcat un pic așa gândurile. Au complicat. Au complicat un pic lucrurile și toate aceste recomandări foarte stricte sunt mai greu de ținut. Și atunci, probabil că de aceea multă lume nici nu reușește să țină foarte multă vreme aceste diete sau după ce ajung la ținta propusă, revin tot așa, ca și copiii scăpați de la școală, revin la obiceiurile vechi. Da. Suntem oameni și atunci când ești sănătos, poate funcționează dietele stricte pentru cei care sunt bolnavi și automat nu mai pot să facă alegerile în funcție de semnalele primite de la organism. Atunci când ești un om sănătos, corpul tău știe mai bine culmea decât tine ce-i trebuie. Iar în momentul în care noi încercăm să controlăm mâncarea cu rațiunea, vom fi într-un impas, pentru că ea ține de instinct și instinctele și natura ne-au vrut să fim și lacom și mâncăcioși și posticioși și culmea și grași. Deci grăsimea pentru natură reprezintă un element de supraviețuire și noi acum ne trezim într-o luptă împotriva naturii, că noi vrem să fim slabi și dacă se poate să și mâncăm. Și din asta chiar că nu știm cum să mai ieșim. Vreau să vă rog să ne lămuriți o chestiune. Există o reclamă foarte des difuzată pe la televiziuni cu o masă de sărbători bogată, încărcată, cu multe feluri de mâncare, sunt acolo de toate, și o doamnă pofticioasă pe care o ceartă propria conștiință că exagerează. Și doamna scoate o cutie de medicamente pentru bilă, iar concluzia este că, în regulă, dacă există medicamentul ăsta, poți să mănânci tot ce vrei. Este adevărat? Lucrurile funcționează în felul ăsta? Nu neapărat că poți să mănânci tot ce vrei. O să va fi mai ușor. Nu știu cum să spun. O să te doar atât de tare. E o chestiune minimizezi efectele negative. Da. Exact. Mai ales pentru persoanele care au o bilă mai leneșă, sărujile biliare sunt esențiale pentru digestie și atunci ce nu poate corpul tău sau nu mai este la fel de eficient în producție, mai ajutăm și noi din exterior. E o chestiune de bun simț. Când știi că o să o faci lată, iată, să măcar să îl ajut cât poți. Săruri biliare, tot felul de enzime digestive, n-au cum să facă rău. Bineînțeles, iată, mergând pe acest principiu că dacă tot ți-ai asumat că ești un mâncăcios, lacom și pofticios, măcar să nu ajungi la spital cu o indigestie. Dar altfel, nu credeți că ele pot, eu știu, topi caloriile sau grăsimea sau, și mai interesant, că tot vorbeați de reclame, sunt o mulțime de reclame cu mine în mediul online din astea false și mincinoase. Eu spun că nu știu ce, nici nu știu dacă sunt tigăi sau săruri, dar oricum e cert este că slăbești, descalzi pantalonii, dar, dragii mei, nu e adevărat nimic. Și nu există așa ceva, cu atât mai puțin să vând eu astfel de prostii. Deci nimic dintr-o pilulă nu poate să te scape de rezultatul faptelor tale, da? Propria răspundere. Ar fi mult prea simplu.
Da, însă, într-adevăr, pot ajuta digestia și asta e un lucru respectuos pentru organism, să-l ajutăm cum putem. N-au ce să facă rău astfel de produse. Am înțeles, dar nici minuni. Ați pomenit un pic mai devreme și vreau să aduc aminte că și mișcarea este foarte bună, adică după ce ne-am ridicat de la masă, poate nu ne prăbușim pe canapea sau pe fotoliu și ieșim să ne plimbăm un pic, să ne mișcăm, că face bine. Categoric și ne mai scoate un pic cu, să zic așa, ne mai distrage atenția de la farfurie, pentru că și ăsta este un lucru teribil și l-am văzut pe parcursul pandemiei. Cu cât stăm mai mult în casă, cu cât avem mâncarea la îndemână, cu atât vom mânca mai mult. Asta spuneam, că mâncarea ține de instinct. Nu putem să blocăm cu voință și cu abținere ceva ce natura ne-a vrut să ne atragă. Da? Și singurul lucru în care mai poți să uiți de ea este să o scoți în afara arii vizuale, da? Deci să nu ieșim afară la picnic tot cu coșul de mâncare. La grătar! Da? Să mai scoatem un pic ochii din ecrane, pentru că, din nou, statul cu ochii într-un ecran și cu fundul într-o canapea predispune la mâncat fără noimă, da? Deci acolo nici măcar nu mai e foame de plictiseală și de efectiv o stare de abandon și de bine care e greu să-i reziști. Și atunci tot ce înseamnă natură, aer liber, te încarcă cu un tip de energie care mai scade un pic presiunea de pe mâncare. Deci am chiar înțeles. Chiar funcționează muzica, conversația, prezența celor din jur. Haideți să ne mai bucurăm și de alte elemente, că destul am stat în casă închiși și cu mâncarea la nas. Prea la îndemână, da, așa este. O schimbare de decor, avem nevoie de o schimbare de decor. Ne-ați spus foarte multe lucruri care să ne bucurăm și care sunt optimiste și care ne plac și ne bucurăm că le-am auzit și că ni le-ați spus, că vin de la specialist. Dacă vreți să faceți o urare pentru sărbătorile care vin, pentru toți cei care ne ascultă și cu siguranță s-au bucurat alături de noi de informațiile de la dumneavoastră. Ce să vă spun? Să vă fie sărbătorile pline de bun și bine, cu adevărat, pentru că prea puțin bun și bine real avem în viața noastră și mâncarea bună e greu de găsit, da? Și binele e greu de găsit, așa că dacă aveți oameni dragi aproape și lucruri de calitate, eu cred că pe asta trebuie să punem accentul, pe relațiile umane și pe elementele cu adevărat valoroase. Noi, ca români, firar să fie, câteodată mi-e ciudă, că doar cantitatea ne impresionează și uităm de calitate. Iar acum cred că a venit momentul în care să zicem, hai să fie puțin și bun, că e în tendințe. Deci asta cu puțin și bun să fie cu adevărat. Și prețuim altfel. Când e de calitate și e bun, prețuim altfel și ne bucură altfel și ne satură mai repede. Așa este. Vă mulțumim tare mult, doamna doctor. Tot binele să vă înconjoare și pe dumneavoastră, să aveți parte de sărbători fericite și să ne reauzim cu bine și cu sfaturi bune cât de curând aici pe 98,3. Vă mulțumesc, numai bine, sărbători cu lumină și bucurie. La revedere! A fost doamna doctor Mihaela Bilic, medic nutriționist, cu o mulțime de sfaturi și precizări care cred că ne plac tuturor, pentru că ies puțin din cadrul acela foarte strâns și foarte restrictiv pe care ne obișnuisem să-l auzim de la nutriționiști.